O să citesc un singur verset, el se află în Efeseni, capitolul 5, versetul 10, unde Apostolul Pavel spune: cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. Dragi frați și surori, societatea din zilele noastre este o societate hedonistă, orientată exclusiv spre satisfacerea propriilor plăceri, indiferent de moralitatea acestora. Auzim tot mai des: îmi place, de aceea fac lucrul acela, fără ca oamenii să treacă plăcerea respectivă prin filtrul moralității. Pur și simplu, îmi place. Fă ce-ți place este una dintre lozincile cele mai des auzite, pretutindeni. Și fenomenul acesta a ajuns atât de răspândit, încât până unde credeți că a ajuns el? În spatele zidurilor de biserică. Sigur că da. Și spuneți că nu e așa. Cântarul este mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut. Aceștia sunt termenii de evaluare ce mi-ai folosit cu privire, de exemplu, la serviciile de închinare. Mi-a plăcut, nu mi-a plăcut. Lucrul acesta este surprinzător, pentru că, cel puțin în cazul copiilor lui Dumnezeu, în cazul lumii, ce să te aștepți, dar în cazul copiilor lui Dumnezeu, aceștia sunt chemați să opereze cu un alt sistem de valori, mai înalt. De exemplu, în loc de mi-a plăcut sau nu, a fost sau nu pe placul lui Dumnezeu. În conformitate cu cuvântul și principiile Domnului, este mult mai pertinent să folosești cântarul acesta decât propria plăcere. Pentru că în timp ce ție nu ți-a plăcut, că poate ți-a mustrat un păcat, deși dacă ești pocăit, când cuvântul și tu îți mustră păcatele, ar trebui să-ți placă. Pentru că este atenționarea ta, este scoaterea din ea și de sub pedeapsa Domnului. Ei, a întreba, a fost sau nu după placul Domnului, este mult mai corect. Dumnezeu însă, nu cumva să creadă cineva că Dumnezeu stă oarecum cu o măciucă și fiind total împotriva plăcerii, oarecum un pic îi place lui ceva viață, bang, îi dă una să nu-i mai placă lucrul acela. Nu este nici de cum împotriva plăcerii, însă în inima unor ființe căzute, plăcerea a ajuns să fie pervertită. Astfel că, de multe ori, se întâmplă că plăcerile omului sunt în contradicție cu ce? Cu plăcerile lui Dumnezeu. Se întâmplă tot mai des ca oamenilor să le placă ceva și lucrul acela să nu fie în conformitate cu plăcerea Domnului. De exemplu, să luăm din Vechiul Testament, să nu zică cineva că singurul argument oferit părinților pe care l-a furnizat Samson părinților lui când a vrut să se căsătorească cu o filisteancă, a fost îmi place. Domnule, ar trebui să-ți placă fata cu care te căsătorești sau nu? Păi cu siguranță, că nu-ți place, având în vedere că urmează să trăiești până la atunci, bătrânețe, sau cât îngăduie Domnul, în mod normal. Sigur că da. Dar nu este singurul argument. Nu este singurul argument. Argument să spui că îmi place. Sigur că imediat ar fi trebuit să se fi întrebat Samson, dar lui Dumnezeu îi place? Și ar fi aflat din Dumnezeu, nu? Ce ar fi aflat? Că lui Dumnezeu nu-i place. Și atunci, uite cum se întâmplă deseori ca plăcerea oamenilor să intre în conflict cu plăcerea lui Dumnezeu. Dar în cazul copiilor lui Dumnezeu. Păi, când Scriptura zice că la dreapta ta sunt desfătări veșnice. Adică un copil al lui Dumnezeu poate experimenta tot felul de plăceri spirituale în Domnul. Amin. Amin, amin, amin. Da. Dar, în această după-amiază să vedeți că până și copiii Domnului se fac vinovați de plăceri păcătoase. Plăceri vinovate. Ce se întâmplă când copiii Domnului comit plăceri vinovate? Și care sunt cele mai frecvente dintre acestea? Poate că le știi.
Care sunt consecințele? Și cum putem evita capcana plăcerilor vinovate? Vreau să enumerăm din cuvânt câteva și dacă Duhul Domnului ne spune că ar trebui să ne pocăim de astfel de plăceri vinovate, adică dacă în noi am simțit plăcere față de acele lucruri, față de atitudine, aceea să spunem, Doamne, este o plăcere pervertită, este o plăcere vinovată și eu vreau să mă pocăiesc. Eu vreau să-mi placă ceea ce îți place ție. Amin. O prima astfel de plăcere este, întâlnim pe vremea Domnului Iisus și ea continua să existe până în zilele noastre, în creștinism sau în viața celor care mimează, care imită creștinismul. Și anume, afișarea ostentativă a religiozității. Vă citesc doar câteva versete. Zice Domnul Iisus în Matei 6:5, când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii cărora efectiv le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru că și noi ne-am rugat în picioare, dar nu ne-au plăcut, că ne-am făcut să stăm jos, dar vă rog. Și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzut de oameni. Problema nu era rugat în picioare, ci la rugatul în picioare. Problema era motivația. Le făcea plăcere și înainte. Așa cred că nu dacă închideam ochii, dar tot timpul să-i dau. Oare mulți? Mai trece? Dacă stătea lângă, cum îl chema? Serafim, Natanael, lângă ceva, vine cineva mă. Să leagă de ei. Bun. Matei 23:7. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe, să le zică rabii, rabii. Le place să fie apreciați în felul acesta. Marcu 28:38. În învățătura pe care le dă Iisus, le zicea, păziți-vă de cărturări cărora le place să umble cum? În haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Luca 11:43. Vai de voi, fariseilor, pentru că voi umblați după scaunele din tine în sinagogi și vă place să vă facă lumea plecăciuni în piețe. 3 Ioan, versetul 9. Am scris ceva biserici, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietate, nu vrea să știe de noi, îi place să fie șef, îi place să fie pe locul întâi și ceilalți pe celelalte locuri. Vedeți, dragii mei, plăcerea ostentativă de afișare a religiozității, de căutarea aprecierii oamenilor, de recunoaștere a meritelor proprii sau dorința după întâietate, sunt toate plăceri vinovate. Această afișare ostentativă a religiozității, indiferent că este vorba de tot felul de atitudini așa exterioare, în care numai când te apropii, că și Domnul Iisus spunea, sunteți ca mormintele măruite. Cum erau mormintele? Ei își întrețineau cultul acesta morților, întrețineau mormintele, toate erau îngrijite. Dar ce când te apropii, vezi că este moarte înăuntru. Când într-un mormânt așa e, până afară, întreții, dar nu sunt niște oase, nu-i viață în ele. Deci Dumnezeu condamnă astfel de plăceri, pentru că nu sunt izvorâte din caracterul Lui. Credința autentică, spun unii, și cred că și asta e o capcană, nu sunt în totul de acord cu ea. Se spune că se trăiește în intimitate. Des auzim și la televizor. O, să-și manifeste credința, dar în intimitate, nu te preface așa. Eu nu cred că credința se trăiește neapărat în intimitate. Eu cred că credința, ar trebui să spunem, se trăiește normal. Uneori este vorba de trăirea în intimitate, dar dacă situați, o, vrei să te rogi în public, că în intimitate acasă la tine. Ai, nu sunt de acord. Dacă așa e normal, că tu să te rogi când mănânci sau ceva, atunci fă normalul. Este normal. Credința se trăiește normal. Dar orice intenție, că dacă e o intimitate, uneori mă tem că este și o capcană numai să că-ți e rușine, că-ți este frică. Nu. Normal. Dar dacă prin ceea ce fac, prin felul în care îmi trăiesc eu credința, indiferent cum arată, prin exterior, cum vorbesc, cum practic credința mea, dacă eu o fac cu scopul ca să mă vadă oamenii ceva și simt plăcere pentru asta, să o că zic ceva, o, să știi că apreciez la tine, văd așa, o pioșenie, așa cum, o, și ți-e place. Ei, lucrul acesta este o plăcere vinovată. Pentru că noi atunci când ne trăim credința, totul ar trebui să fie pe placul Domnului și plăcerea să fie a Domnului. Amin. De fapt, o credință care caută satisfacerea plăcerilor personale și a orgoliilor nemăsurate este o credință egocentrică, nici de cum una teocentrică, adică îndreptată în exclusivitate spre Dumnezeu. Din acest motiv,
astfel de plăceri trebuie abandonate. Și dacă noi am simțit plăcere prin afișarea aceasta ostentativă a religiozității noastre, a relației cu Domnul, ar trebui să ne pocăim de lucrul acesta. Pentru că nu este o plăcere care îi place Domnului. O altă plăcere vinovată este alergarea după lucrurile superficiale. Întâlnim în mai multe locuri în Biblie în care Dumnezeu își condamnă poporul pentru astfel de plăcere. Eu vă citesc Ieremia 14:10, în care zice, iată ce spune Domnul despre poporul acesta. Le place să alerge încoace și încolo. Unde încoace și încolo? Păi știți, nu prea contează unde încoace și încolo. Le place să alerge. Și nu la maraton. Că n-au scop. Aleargă după lucruri mărunte. Nu își cruță picioarele. De aceea Domnul n-are plăcere de ei. Vedeți? E din nou plăceri în conflict. Lor le place să alerge încoace și încolo. Domnul nu-i place o astfel de... Nu găsește plăcere într-o astfel de alergare. Am numit-o alergarea după lucruri superficiale. Tot mai des auzim voci nenumărate. Și câteodată și noi ne numărăm printre vocile acestea care se plâng în privința vieții trepidante pe care o duc. Ma, cineva spune așa, că dacă ești prea ocupat și ai, vrea ca ziua să aibă 25 de ore, nu 24, tu faci mai multe lucruri decât Dumnezeu a intenționat să faci. În ochii Domnului, gândiți-vă că a fi ocupat nu înseamnă neapărat și a fi apreciat. Depinde care este natura preocupărilor tale. Când mergi încoace și încolo, în versetul acela, dacă ei ar fi mers, unde mergi? La un bolnav, la un bătrân, să-l vizitezi, la un, cineva nenorocit să-i ducă o plasă cu mâncare. Nu-i încoace și încolo. Aia deja o legare cu scop, o legare cu direcție. Sunt oameni cărora pur și simplu le face plăcere să fie activi. Activismul, obișnuiți cu această activitate, mereu, până la urmă, poate deveni o plăcere. Sunt oameni care așa se obișnuiesc. Dacă stau un pic și îmi dau câteodată seama că eu mă număr printre ei, obișnuit, mereu cu program, când o jumătate de oră, eu ce fac în jumătatea aceea de oră? Sunt oameni cărora le place să-și umple viața cu tot felul de activități mărunte, neînsemnate, care nu trec de testul eternității. În zilele noastre există un fenomen. Dacă până în anii 2000, oarecum, să zicem în România, oamenii erau interesați, veneau la biserică, oameni din afara bisericii erau pasionați să-L caute pe Domnul. Numărul celor care, observați, care vin la botez, erau mari, erau de ordinul zecilor. E un fenomen răspândit la nivel național. Pe oameni nu-i mai interesează relația cu Dumnezeu. Nu mai interesează problema sufletului. Oamenii caută să strângă bani. Acestea au alte idealuri. Doresc să-și îmbunătățească situația materială. Doresc să se distreze. Să petreacă un concediu bun. Să mănânce un grătar bun. O băutură bună. O plăcere însă vinovată. O plăcere pervertită. Care nu este de, după placul Domnului. Vedeți, degeaba alergăm dacă alergarea noastră nu este într-o direcție bună. Dacă nu are un scop bun. Scriptura ne spune că zilele noastre sunt darul lui Dumnezeu. Și în darul lui Dumnezeu, noi suntem responsabili de felul în care folosim timpul pe care Dumnezeu ne-l pune la dispoziție pe pământul acesta. 20 de ani, 50 de ani, 80 de ani, câți ani avem? Și când trăim, zici că e puțin să mor la 20 de ani. Dar dacă te uiți 20 de ani și n-ai făcut nimic, deci 20 de ani să-ți dea Dumnezeu la dispoziție și să nu fi alergat pentru El și să-ți dai seama că a fost o alergare după lucruri superficiale, dacă ar fi să-ți faci bilanțul vieții la 20 de ani, la 40, la 50, la 60, deci cât de puțin am alergat pentru lucruri de valoare. În ziua judecății, treaba vă spune oamenii nemântuiți, ce ați făcut voi? Am fost ocupați. Și unde? Cu ce ați fost ocupați? Ca și Ieremia. Pe vremea lui Ieremia, am alergat. Unde ați alergat? Încoace și încolo. A fost o alergare degeaba dacă n-am căutat veșnicia, dacă n-am căutat împăcarea cu Dumnezeu, dacă n-am căutat iertarea păcatelor și dacă n-am căutat
să văd cum se poate căpăta viață veșnică. Aceea este o legare cu folos. Când alergi la cruce și după aceea când alergi în urma Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Dacă alergarea este după lucruri superficiale, este după cuvântul Domnului o alergare vinovată. Pentru că Domnul o condamnă și nu-i place. Mai există o plăcere vinovată. Și anume, adoptarea unei vieți spirituale imature. Este o plăcere vinovată. La ce se referă lucrul acesta? Vedeți care de-a face lucru necredincioși. Cu credincioșii. Există printre copiii lui Dumnezeu tot mai răspândită plăcerea vinovată de a se complace și de a rămâne în starea de copilărie spirituală. Că asta nu cere multe responsabilitate. Nu? Nu v-ați jucat niciodată, nu v-ați gândit cum, ce-ar fi dacă ai rămânea să fii pentru tot timpul vieții tale copil. Nu? Cum ar fi? Să fii copil, să n-ai nicio responsabilitate. Cu sora Camelia, sora Magdalena, fratele și s-o ducă de mână la biserică și acum să fie fetița lor scumpă și cum e. Și acum, bineînțeles că lui, da? Dar la rândul ei, ea este bunică. Așa că te da, să s-o ducă cinci, dar cinci. Cum era că era miște, da? Fata cu pompoană, dacă este de apă, înghețată, să o ducă înapoi acasă, să o ducă în parc, să o dăie cu dinta, ceva. Nu, atâta. Și să nu mai facă, să n-aibă nicio responsabilitate. Ei, lucrul acesta e dus pe tărâmul spiritual, dragii mei, să știți că le convine multora. Să adopți o viață spirituală imatură. Vă citesc în Biblie, dacă nu credeți, vedeți că se întâmplau lucrurile acestea. Și în primul secol, în Corinteni 3:1-2, cât despre mine, fraților, spune Pavel, unor anumiți oameni din biserica din Corint, fraților, n-am putut vorbi cu voi ca unor oameni duhovnicești. Și a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni numești ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le putea suferi. Și nici acum chiar nu le puteți suferi. Deci aș vrea să vorbesc lucruri înalte, lucruri grele. Anum, nu le puteți suporta. Voi căscați, dormiți la ele, n-aveți treabă. Evrei 5, 12 cu 14. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți. Noi nu-i condamnate copilăria, care e normal, copilăria spirituală. Cine condamnă copilăria aceasta naturală? Da? Când un om mare se comportă ca și un copil, este condamnat. Pentru că zice, voi aveți trebuință de cineva să vă învețe cele din tine adevărul ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se rănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprionire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Dragii mei, tot mai mulți credincioși spuneau, se mulțumesc cu puțin. Nu studiază cuvântul, nu aprofundează doctrinele credinței, nu sunt pasionați de cunoaștere mai adâncă, astfel că preferă laptele în locul hranei tari. Nu se implică, copiii nu se implică. Nu ai voie acolo, nu ai voie acolo, nu poți conduce mașina, nu poți bea, nu poți conduce. N-ai voie. N-ai voie. Tu nu faci nimic. Desigur, pe termen lung, o asemenea plăcere vinovată. Adică să-ți placă viața spirituală imatură. Are consecințe dezastroase. Astfel de oameni sunt masă de manevră. Pot să fie manipulați. Pot fi păcăliți. Pot fi seduși. Ei nu se vor supune disciplinării. Vor aborda firește orice stare, orice situație de conflict. Va fi apăștirii cu minte și să zic eu cu mine, dacă n-ai palași în pace, că nu te rog ce buletin, n-ai teamă. Dar când are ceva vrem, zic, el vezi care colț, situația se rezolvă firește. Nici de cum spiritual, nici de cum cum scrie în Biblie. Și în general, comportamentul lor spiritual va fi unul pilăreț, va fi unul imatur. Te vei mira și zice, unde au crescut oamenii aceștia? Păi n-au crescut. Asta este problema. Că s-au complăcut și-au adoptat o viață spirituală imatură. În vremurile care se întrezăresc însă,
vremuri care au zis cu nori din aceștia, nu numai care prevestesc cei rău, va fi nevoie de creștini maturi. Va fi nevoie de creștini gata să-și apere credința, să plătească preț greu pentru ea, folosindu-se de toate argumentele. Care argumente? Dacă nu le cunoști. Până mai ieri, în alte, era greu să-ți aperi credința, poate în fața martorului în omul, care trebuia să știi să stăpânești niște lucruri, să ai niște argumente, să poți vorbi despre eternitatea Fiului, despre Dumnezeirea Lui, despre doctrina Sfintei Treimi, să știi să vorbești despre mântuire. Noi ne-am mulțumit cu lucruri copilărești. Din nefericire, vor fi mulți credincioși la stadiul copilăriei spirituale, plutind încoace și încolo, purtați de orice fel de vânt de învățătură. Probabil alăptatul la sânul mamei, eu nu mai aduc aminte, este comod și plăcut. Dar vine vremea în care, așa după cum copilașul trece la hrana tare, credinciosul să se îndrepte spre lucruri adânci, ale cuvântului și ale credinței. Dacă vremea copilăriei este normală pentru o anumită perioadă, perpetuarea acestei stări nu mai este după placul Domnului. Și pentru acei oameni din biserică, care s-au mulțumit și au adoptat o viață spirituală imatură. Plutură un pilotic, spune așa două, trei întâmplări, dintre patru întâmplări la cinci să râdă, pe noi fă să ne simțim bine, că noi lucrăm greu, noi suntem stresați în timpul săptămânii. Am auzit că sunt cerurile unor oameni care merg la biserică de ani de zile, s-au săturat de hrana tare, păi eu posești, noi nu ne putem concentra. Nu mai predica, e prea lungă predica de 20 de minute. Sau... Noi nu ne mai putem concentra la cuvânt, să fie mai, tot mereu mai ușor, mai soft, așa mai. Și lucrul acestea, știți ce fac? În loc să crezi că vor veni mai mulți oameni la biserică, se distrug bisericile. Domnul să aibă milă de noi. Amin. Este o plăcere vinovată. Adoptarea unei vieți spirituale imature. Mai amintesc o plăcere vinovată în trendul vremii. Aprecierea unor pseudo-personalități. Adică, o plăcere vinovată la modă este aprecierea nebunilor. Nu i-am zis așa. Așa zice Pavel. În 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 19, la un moment dat zice, ați vrea să fac și eu pe nebunul. Păi zice, voi suferiți cu plăcere pe nebun. Voi, care sunteți înțelepți. La voi, zice, sunt la modă nebunii. Care sunt aceia? Păi, așa după cum în lumea laică, gândiți-vă că atât de mulți oameni au apreciat, au votat, de exemplu, a devenit milionar, din o fără cătuș mecanic. Și-a avut ambiția ca la fabrica unde el purta roba, să o cumpere. Numele lui este Dan Diaconescu. Oamenii nu erau plăcere vinovată. Că oamenii ziceau că nu se uită, da? S-a dovedit că nu știu câți, că se făcea rating, se uitau la toate porcării, sucitul ăsta la cap. Și au ajuns milionari. Prostia oamenilor. Pe plăcerea vinovată de a se uita la lucruri care au făcut și zic, au dus presa, acum sunt mulți de acolo, de multiplicați, au dus presa a face presă, televiziune, dacă vreți, dincolo de limita pe care unii o aveau până atunci. A minți, a nu te avea orice subiect, ați spune pe cineva să-ți danseze gol pe masă, numai ca să faci rating, să se uite mai mulți oameni. Oh, dar sunt suficienți credincioși care apreciază pseudo-personalitățile. Adică, ce este o pseudo-personalitate? O personalitate creată în mod artificial de presă, de oameni, de anumite biserici, de anumite grupări. Nici nu este de mirare că se întâmplă acest lucru din moment ce numărul pruncilor din punct de vedere spiritual este atât de mare. Păi atunci la copiii spirituali, normal ca la grădiniță să fie vedete de grădiniță. Le trebuie vedete. Vreau să vă dau exemplu mai întâi din Biblie. În fapte, la Apostolul capitolul 8, versetul 9 și 10. Ce se întâmpla în Samaria? Păi zice, în cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El zicea că este un om însemnat. El vrăja și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți!
De la mic până la mare, îl ascultau cu luarea minte și ziceau: aceasta este puterea lui Dumnezeu care se numește mare. Ziceau: bă, ce lider avem noi aici. Ce om al lui Dumnezeu, oare asta are putere. Datorită lipsei de discernământ și a plăcerii vinovate, care? De a vedea lucruri miraculoase. În loc să aibă plăcere de cuvânt, oamenii din Samaria au dovedit că, în timp ce credeau că apreciază puterea lui Dumnezeu, de fapt, ei apreciau pe Satana. Satana. La Corint era la fel. Și aici, în 2 Corinteni 11 cu 19, de fapt, toată scrisoarea, de fapt, este o apărare a apostolului, care este, zice, n-am fost așa, nici n-am vrut să vorbesc despre faptul că eu, în unul cu alte zile, am fost în cer, zice. Eu n-am vrut. Dacă mă număram, știți, el numește relatarea acestei experiențe o nebunie. O stare de nebunie, pentru că el este nevoit să se laude cu ea. Și toată epistola, practic, este o apărare a lui ca apostol autentic față de așa zis și apostol, și el critică biserica pentru că aceștia, membrii bisericii, erau vrăjiți de așa zis și apostol, care de fapt erau apostoli mincinoși pe care el îi numește nebuni, pentru că aveau impertinența să predice un fals grosolan, nici de cum Evanghelia curată, și în loc să-l onoreze și să-l cinstească pe Domnul, își lăudau faptele lor de vitejie prin câmpurile de castraveți ale nimănui. Dar în zilele noastre, nu vreau să vă dau, deși v-aș putea da multe exemple autohtone. Nu vreau. Le las pe domniile voastre, cu discernământul spiritual înalt pe care îl aveți, să dezlegați voi cheia în care spun aceste lucruri. Există însă suficiente pseudo-personalități pe care, din păcate, și înspre care ne îndreptăm privirea. E plăcere vinovată, vă spun. Poate o să o comit, dând un exemplu din afară, îi critic oarecum pe cei tineri, în detrimentul celor bătrâni, dar nu e neapărat. Luați lucrul pe care îl spun, că o plăcere vinovată este să apreciezi pseudo-personalitățile. Să-ți iei de aici, de acolo, unul pe care nu-l cunoști, nu-i cunoști viața, nu-i cunoști trăirea, nici nu... și sigur că este o evaluare subiectivă și zici, na, așa, da, ce rău este. Și mai târziu, pentru că nu mai să fii dezamăgit, că n-ai văzut cum a trăit să se descopere cine știe ce despre el. De exemplu, fenomenul Wilson, atât de apreciat de tineri, un fenomen cu cântare, de închinare, început în Australia, într-o biserică, dar ei s-au multiplicat și au început să facă lucrare în multe, inclusiv în țara noastră, în America, în Europa, sunt multe biserici care se numesc Biserici Hillsong. Recent, doi dintre liderii proeminenți de Biserici Hillsong din New York, recent, săptămâna trecută, au zis, zi-mi de la scârbos, ne vom căsători. Doi băieți. Băieți. Vorba bine. Dragii mei, este ușor să-ți faci idol și să apreciezi oameni pe care n-ai posibilitatea să-i cunoști, să vezi cum trăiesc, cum pun în practică cuvântul pe care îl predică, cum învață sau pretind că îl crede. Cum se comportă cu soția lui, cum se comportă copiii, ce fac, ce, cum merg pe calea Domnului. Parcă prea mulți dintre eroii unora dintre noi s-au dovedit nori fără apă și stânci ascunse. Aprecierea pseudo-personalităților este o plăcere vinovată în ochii Domnului. Pentru că de la credincioșii maturi se așteaptă discernământ și plăcere față de lucrurile spirituale profunde. Nu neapărat față de cei care produc distracție, amuzament, povești, sau pseudo-miracole. Niciodată n-am încercat să mă folosesc, poate, de lucrurile de care m-aș putea folosi în predicarea mea. Când am fost invitat undeva, am presupus că oamenii aceia ar dori să audă Evanghelia. Credeți că n-aș putea, aș putea în teoretic să știu cum se storc lacrimile? Păi eu, dacă vreți, o
Paște mai vorbat după carne. Voi vă începeți dimineața cu cafea, cu nu știu ce. Eu deja la ora 6:30 sunt în spital. E carne în sistem principal și e cu două acolo ce nu. Că de iată prinde, iată trece, acelea. Toată femeia vă oricum te prinde. Două! Niciodată, e sânge de bine. Acolo ne-a căsarea. Și putea veni unde mă duc, să vină carne, tătă la tătă, îți dă sânge pe aici, așa ne-a. Și să stai 4 ore și 5 minute. Și în timpul acela, sângele să treacă prin tine cu o viteză de 400 de mililitri pe minut. Adică acum am luat un loc, mașina așa, 80 de km la oră. Pacit. Prin venele tale. Asta situația bună, în care n-ar pușca. Și gata, numai. În oricare zi, s-ar putea întâmpla cei din asigurări că numesc evenimentul nefericit. Pentru mine va fi cel mai frumos eveniment. Copiii Domnului nu vezi mutat-o la casă. Mă tot întreb în povestea asta unde ar mai fi Hristos atunci. Într-un colțuț. Într-un colțuț. La urmă, așa. Povestea asta a fost în numele Tatălui, Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Așa numai ca să, așa, să fie dea bine la urmă. Personalitățile, nu că nu au existat de-a lungul timpului. Dacă vreți și ați auzit de Moise, a fost o personalitate. Săracul greu tras. 40 de ani la facultate în Egipt a fost ușor. Mai greu a fost cealaltă. Și apoi încă 40 se ducă popor. Și apoi minutul în care se audă Moise, tu nu intri. Făcând mâna la canal. Și să fii îngropat într-un loc unde nimeni care nici nu te poate vizita. Ca să nu devii obiect de închinare. Și pe celelalte le puteți descoperi voi. Dar se întâmplă ceva astăzi. Avem și aplaudăm oamenii care nu trebuie. De prea multe ori. Și poate îi uităm sau îi lăsăm într-un cont de umbră pe cei care ar trebui apreciați. Cine sunt oamenii pe care îi aplauzi? Ce să te întrebi? Tot mai mulți în zilele noastre se îndreaptă spre pseudo-personalități. Biblia spune că este o plăcere vinovată. Și încă un lucru, ca și plăcere vinovată, și apoi ne apropiem de încheiere, apetența spre lucruri păcătoase. Apetență înseamnă poftă sau dorință. Există o înclinație tot mai răspândită spre plăcerea lucrurilor păcătoase. Dacă înainte credinciosul, mai apoi creștinul, de 2000 de ani încoace, mai comitea câte o în asta și zicea repede pardon și se pocăia, nu-i place Domnului. O, astăzi, pentru creștini, este la ordinea zilei să își dorească, să le placă lucruri care nu-i plac Domnului. Dați-mi Ezechiel 11:21. Acelora căror inimă simte plăcere față de idoli și rugăciunile lor, le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul Dumnezeu. Simt plăcere față de idoli. Isaia 66:4. De aceea și eu voi alege ce este spre nefericirea lor și voi aduce peste ei lucrurile de care se tem. Căci când am chemat ei, eu n-au răspuns. Și când am vorbit eu, n-au ascultat. Ce au făcut ce este rău înaintea mea și au ales ce nu-mi place. 2 Tesaloniceni 2:12. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți.
oameni care au găsit plăcere în nelegiuire. Tit 3:3, când faci un bilanț despre viața acum în Hristos și viața de dinainte, spune Pavel lui Tit că și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri. Plăceri păcătoase. Așa eram. Există o înclinație tocmai răspândită spre plăcerea lucrurilor păcătoase. Tot mai des, plăcerea oamenilor intră în contradicție cu plăcerea lui Dumnezeu. Parcă înainte nu era așa. Se manifestă un apetit crescut spre lucruri și practici păcătoase, pe care Dumnezeu le consideră urciuni și nu vrea ca cei ce sunt al Lui să aibă de-a face cu El. El se uită și zice, mie nu-mi plac. Da, da, ăsta duce cu capul înainte, el nu treabă. Doamne, ție îți plac? Care afla răspunsul, zice, nu. Vedeți? Are legătură cu cunoașterea Cuvântului, cu maturitatea spirituală. Că un copil al lui Dumnezeu matur, obișnuit cu cuvântul, cu rana tare, el știe de departe. Așa cum un șofer experimentat, nu mereu te pune frână. El știe. El știe coreba viteza, știa învăța coreba. Mereu. Îi izbește mereu cu capul de parbriz. Copiii Domnului s-au despărțit de plăcerile păcătoase și au învățat să aibă plăcere față de cuvânt. Plăcere față de lucrurile care sunt plăcute lui Dumnezeu. De ce? Pentru că copilul Domnului are natura schimbată. În el a fost înlocuită firea aceea care are apetență înspre păcat. O fire nouă. A devenit o faptură nouă. Și acum lucrurile vechi nu-i mai plac. Ci plac lucrurile unei firii înmuite, lucrurile cerului. Nici de cum lucrurile păcătoase. Și în vreme așa, pentru un astfel de om, de exemplu, cum ești tu, cum sunt eu, să se întrebe de ce se placă? Oare de ce în ultimul timp nu intră în contradicție plăcerea lui Dumnezeu, plăcerile mele? Apetența, pofta pentru lucrurile păcătoase este o plăcere vinovată. Și când se aprinde prea des becul acela, trebuie să zici, am o problemă care trebuie să o îndrept. În Psalmul 112 zice, lăudați pe Domnul ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere. Doamne, nu cumva plăcerea mea intră în conflict cu ceea ce îți place ție. Spune Ioan, nu Ioan 3:22, zice Domnul, și orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui. Și facem ce este plăcut înainte. Ne tot rugăm, să mai întâmplă nimic. Și zici, s-a închis cerul. Îi sur Domnul. Aude la fel de bine cum a auzit întotdeauna. Problema este alta. Că nu facem geste plăcut înaintea Domnului. Noi avem plăceri pe voia Lui. Atunci trebuie să ne pocăim. Amin. Și nu există altă chemare în această după-amiază din partea Duhului Domnului decât de a ne pocăi. De a ne cerceta. A nu ne pocăi dacă nu este cazul. A cânta dacă este cazul. A floia pe trei voci. Dacă nu este vorba despre noi. Dar dacă am afișat ostentativ religiozitatea și mi-a plăcut să fii mereu cu primul loc, să ne aprecieze alții, să uită la noi, să zică bravo, nici nu mai uită oamenii, nu se mai uită la Hristos, că se uită la noi.
Apropo, după ce a plecat Iuga de aici, trebuie să-l ducem la mâncare. Fratele Marius a plătit. Mi-a spus că a fost în Hamburg undeva și s-a dus la o biserică de frați romi, de țigani, și acolo a umblat colecta și colecta era cam aceeași, așa, suma. Erau care și puneau câte 100 de euro, nu știu ce, dar nu știu că unii puneau, unii luau din colecta. Și uite că au venit undeva așa, mă! Voi nu v-ați cumpărați pe nici dumneie ca mă! De furați de ce dați pentru Domnul. S-a ridicat în picioare în jos, gătă bolibașă. Frate, eu ți-am spus și mă pui pe mine, zice. Că de mă pui pe mine și umblu cu colecta, zice, nici Hristos nu mai fură. Deci, până acolo că îl cumpărăm pe Hristos, iată, ne grijă, nu se va ia, aducem la persoana noastră. Domnul să ne ierte. Când totdeauna trebuie să strălucească Domnul Iisus. Amin. Poate ar trebui să ne și întrebăm, a strălucit Hristos? Când am cântat eu, când am vorbit, când m-am rugat, a strălucit El? Sau nu? Pentru noi. Acesta este o plăcere, aceasta este o plăcere vinovată. Când cel care a urcat pe calvar cu păcatele noastre și a suportat greul. Este dat la o parte și suntem aplaudați noi. Și căutăm plăcere noi cu El. Alergarea după lucruri superficiale. Multă activitate. Încoace și încolo. Dar nu pentru El. Când se face bilanțul eternității, alergarea aceea nu mai contează. Unde au legat încoace și încolo, nu mai contează. Ce contează? Câți kilometri? La bord? Că n-au fost pentru El. Nu contează la eternitate. La bilanț, la judecat. De ce e vinovată? Numai să mă duc, să vin. Adoptarea unei vieți spirituale imature. Tot copilaș. Îți placă starea asta de copil. Așa, un exemplu, ceva cu ceva. Așa ceva. Cred că am fost obosiți. Am lucrat greu. Îmi doare capul, de la locul ăla. Ne trebuie ceva reconfortant. Unii recurg la droguri. Unii recurg așa la droguri spirituale. Viață matură. Să nu trească să mai reții versete, să nu trească să-ți mai folosești capul, să judeci, să te cu frunze adânc, numai la suprafață. Că noi, prin cele grele, ne doare capul. Noi să fie ceva, să trească să gândim, să facem o lecțiune, trească să ne folosim mintea. Cele vinovată. Pseudo-personalități. Cine sunt personalitățile? Pozele. Eram mici, erau niște arțibilduri cu tot felul de actori, de cântăreți, pe care îmi strângeam. La un moment dat am avut o tâță la mine. După aceea, i-am dat pe două buzunare de sămânță la firmă. Apetența spre lucruri păcătoase. Cum se face că avem atâtea plăceri păcătoase care intră în contradicție cu plăcerea Domnului? Ne cheamă Domnul să ne pocăim de orice plăcere din. Dacă Duhul Sfânt îmi spune în El plăcere vinovată, nu trebuie să mă rușinez. Doamne, îmi pare rău că am ajuns să-mi placă ce nu-ți place ție. Și nu mai sunt de acord cu starea asta. Mă pocăiesc, mă îndrept. Amin. Amin. Hai.
haideți să ne rugăm. Dacă sunt printre noi care vor răzbuni, să spună sub cercetarea Domnului, plăcere din o lacră. Dar mă pocăiesc. Domnul se va bucura.